Ziua de 22 septembrie va rămâne înscrisă în istoria satului Racoți, după ce prima biserică a comunității, ctitorită în anul 1924, a fost resfințită la exact 100 de ani de la înființare. Ceremonia religioasă a fost oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu un alt preasfințitul Irineu, mitropolitul Olteniei și arhiepiscopul Craiovei, într-un moment de mare însemnătate pentru localnici. Sătenii din Racoți și numeroși credincioși veniți din împrejurimi au trăit duminică un moment cu o puternică încărcătură spirituală și istorică, odată cu resfințirea bisericii din sat, care a împlinit 100 de ani de la ctitorire. Evenimentul a fost marcat de o slujbă solemnă oficiată de un sobor de preoți în frunte cu un alt preasfințitul Irineu, mitropolitul Olteniei și arhiepiscopul Craiovei. Într-adevăr, este o zi deosebită. Avem resfințirea Sfintei Biserici cu hramul Sfântul Nicolae, chiar la împlinirea a unui secol. Această biserică a fost construită în urmă cu 100 de ani? Da, în 1924, luna noiembrie, două luni ar mai fi și s-ar încherba 100 de ani. Iată cum a fost posibil acest lucru. Cu efort mult, cu contribuția cetățenilor din Racoș, în special cu ajutorul domnului primar Narcis Remetea, care este foarte implicat în religie și școli și toate activitățile care le desfășoară în Tizbana. Sunt pe jumătate fiică acestui sat și atunci este un prilej de neuitat prin care eu pot să vin să particip la resfințirea acestei biserici, pentru că este o ocazie, un moment istoric. Nu se sfințește o biserică decât în urma unor renovări majore sau în urma unei construiri alteia noi. Și astfel vreau să fiu și eu printre aceștia care se roagă împreună cu acest sat. De asemenea, este o ocazie deosebită, pentru că prin intrarea prin Sfântul Altar, după târnosirea acesteia, suntem ca și cum am venit la Ierusalim. Este aceeași emoție, pentru că masa, Sfânta Masă este nouă și este mormântul lui Hristos reînnoit. Lăcașul de cult care poartă hramul Sfântului Nicolae a fost ridicat în anul 1924 și reprezintă un simbol central al comunității din Racoți. Resfințirea desfășurată în ziua de duminică a avut o însemnătate aparte, fiind pentru localnici și credincioși un prilej de bucurie și recunoștință pentru păstrarea și restaurarea acestui loc sacru. Lucrările de renovare desfășurate de-a lungul ultimilor ani au fost posibile datorită implicării active a autorităților locale și locuitorilor. Primarul localității, Narcis Petre Remetea, a jucat un rol esențial în mobilizarea resurselor necesare pentru restaurarea bisericii, implicându-se direct în acest proiect. De asemenea, contribuția financiară și sprijinul oferit de săteni au fost decisive în realizarea acestui efort colectiv. Suntem la a doua resfințire de biserică, tot cu hramul Sfântul Nicolae, suntem în satul Racoți, unde astăzi înalt preasfințit mitropolitul Olteniei Irineu va oficia cu un sobor de preoți din orașul Tizmana din prejurim resfințirea acestei superbe biserici, exact în anul în care face 100 de ani. Așa a fost să fie. Iată că este readusă la viață. Cu ajutorul sătenilor din satul Racoți, la anumiți donatori externi, cu ajutorul primăriei, această biserică este de vis. Și până de seară la ora 21 vă așteptăm să intrați în altarul acestei biserici pe dumneavoastră și toți locuitorii județului Goș și nu numai. Renovarea bisericii a inclus restaurarea picturii interioare, refacerea acoperișului și consolidarea structurii pentru a asigura continuitatea acestui monument religios important pentru generațiile viitoare. Totodată, lucrările au respectat arhitectura tradițională, păstrând intacte elementele de patrimoniu, dar aducând și îmbunătățiri necesare din punct de vedere structural. Dar voi cine ziceți că sunt eu?
slujba de resfințire au participat pe lângă înalt preasfințitul Irineu și soborul de preoți, zeci de credincioși din sat, dar și din localitățile învecinate. Oamenii s-au adunat cu smerenie și rugăciune în fața bisericii, mulți dintre ei amintindu-și cu emoție de evenimentele religioase la care au participat de-a lungul vieții în acest lăcaș. Ceremonia a fost una impresionantă, însoțită de cântări bisericești și rugăciuni de binecuvântare care au umplut inimile celor prezenți cu o puternică speranță și bucurie. Participă astăzi la această resfințire a bisericii după 100 de ani de la ridicarea și la zidirea ei. Astăzi este un eveniment important pentru parohia Celei cu filia Sfântă Biserică și pentru a da din nou viață și harul cel sfințit pentru a se sluji și a fi pentru enurea și din acest sat mama noastră, biserica noastră în care suntem primiți aici cu brațele deschise pentru toate serviciile și pentru tot ceea ce se cere unui adevărat enuriaș și creștin. Resfințirea reafirmă atașamentul profund al locuitorilor față de valorile religioase, tradiția și cultura moștenită de la strămoși. De asemenea, marchează o nouă etapă în viața comunității. Lăcașul de cult continuă să fie un punct de reper spiritual și cultural pentru următorii ani. Prin implicarea întregii comunități, prin sprijinul autorităților și al credincioșilor, Biserica din Racoț și-a redobândit din strălucirea, pregătindu-se pentru încă mulți ani de slujire a credincioșilor. Resfințirea lăcașului în ziua de 22 septembrie 2024 va rămâne în memoria colectivă ca un moment de sărbătoare și de renaștere spirituală, o zi în care credința și tradițiile au triumfat încă o dată în inima satului.